Mulțumim. Știați că prețurile produselor vândute pe avion diferă în funcție de țara deasupra căreia zboară avionul? Știați că avioanele sunt lovite frecvent de fulgere în timpul zborului, dar au protecție împotriva fulgerelor? Știați că nu există suficiente măști de oxigen pentru toți pasagerii? Știați că benzina e diluată cu apă în cele mai multe cazuri? Știați că nu avem autostrăzi pentru a consuma mai mult carburant? Știați că internetul din România e unul dintre cele mai rapide din lume? Știați că un oameni nu s-a văzut niciodată în oglindă? Știați că există oameni care sunt alergici la sare? Știați că dacă te scapi bine în nas, poți să-ți ajungi la creier? Știați că dacă te masturbezi, vorbești? Știați că oamenii care fumează au de 3 ori mai multe șanse să moară singuri? Știați că dacă mâncați nisip, aveți o digestie mai bună? Știați că dacă vacile sunt animale inteligente, voi nu? Știați că dacă spălați bine geamurile, porumbei orbesc? Știați că cei de la ABBA sunt frați? Știați că este țara minunilor? Este de fapt despre droguri? Știați că toți banii sunt falși? Știați că toți președinții au câte o sosie? Știați că granițele României se micșorează în fiecare noapte cu 2 mm? Știați că am inventat mai bine de jumătate din aceste informații? Bineînțeles că știați. Acesta este un spectacol și trebuie tratat ca atare. Spectacolul nostru deține doar 70% din adevărul. Un spectacol nu trebuie să fie neapărat adevărat. Ce e rău la un spectacol? Viața e un spectacol. Câinele meu, pisica mea e un spectacol. Mass media e un spectacol. Totul e un spectacol. Sexul e un spectacol. Președintele nostru e un spectacol. Comportamentele sunt un spectacol. Puterea e un spectacol. Banii sunt spectacol. Producția în masă e un spectacol. Mâncatul e un spectacol. Meciurile sunt un spectacol. Gelozia e un spectacol. Rachetele sunt un spectacol. Statisticile moda e un spectacol. Google e un spectacol. Copiii sunt un spectacol. Crizele de nervi sunt un spectacol. Mașina de spălat e un spectacol. Cum sunt valutat un spectacol. Limbajul e un spectacol. Mama e un spectacol. Eu sunt un spectacol. Voi sunteți un spectacol. Noi suntem un spectacol. Ați putea spune că încercăm să confruntăm lumea. Să vă confruntăm pe voi. Altfel, de ce ar fi aici? Minciuna are efectul ei terapeutic. Lumea nu-i corectă, noi nu jucăm corect. Suntem în epoca post-adevăr. Fake news au devenit mai mult un soi de glumă. Dacă mă gândesc acum la știrile false pe care le-am văzut în ultima vreme, am câteva. Moartea regretabilă a lui Maria Andrelea. Sau lui Silvestru Stălou. Un copil de 5 ani din Cluj care e un geniu al IT-ului. Protestatarii români care îl bat pe Edward Norton. Tipul din Breaking Bad care a rămas fără medicamente din cauza proastei guvernări tehnocrate. Sau campania de pe paginile oficiale ale PSD din diferite județe. Un video cu o fabrică de like-uri pe care știrea o făcea să pară a mișcării hashtag rezist, dar care era de fapt din China. Nu mai știu cum am dat de el, dar pe mine m-am păcălit. Vreo 5 secunde, dar oricum am zis, bă, să mor tu? Oare anunțarea periodică a sfârșitului lumii e fake news? De fapt, e o campanie de marketing. Lumea cumpără foarte mult dacă sfârșitul bate la ușă. Se pare că vânzările la mașini sport cresc cu 40% în anul în care se anunță sfârșitul lumii. Au crescut în 2000. Au crescut în 2012. Și asta am inventat. Și uite așa aceste șpârle cibernetice circulă. Devin virale, devin pentru unii fapte. Sunt preluate de site-uri cât de cât decente. O autoritate răspândește o informație care e foarte ușor contestabilă. Adică și unul ca mine poate să dea două click-uri și să vadă că nu e așa. Dar probabil că riscul merită. Pentru că chiar dacă sunt discreditați după, ei, cu știrea lor încropită, tot este plus. Suntem în epoca post-adevăr. Nu că adevărul ne-ar conta, dar oricum e pe locul 2. Când încep toate astea? Poate când ai vreo 4 ani și ai te lasă la bunici fără să spună ce au de gând. Te duc acolo și pleacă în timp ce tu dormi de prânz. Mă trezesc și sunt singur. Strig după mama, dar pare că nu e nimeni în casă. Mă ridic, mă uit pe fereastră și văd că mașina lor mei nu mai e parcată în fața curții. Plâng, o strig pe maică mea. Mă rog, mă las acolo zile întregi. Și mie mi-e foarte dor de ei.
În marginea ramei unui portret sunt două poze mici, una cu mama și una cu tata. Eu mă duc mereu acolo și mă uit la ei. În pozele ai mei râd. Eu plâng și mă întreb dacă m-au lăsat acolo de tot. O minciună nevinovată, doar ca să meargă la mare câteva zile. Sau o misiune repetată, promisiune respectată. Ca atunci când bunica ta uită să te ia de la grădiniță la prânz. Dar de fapt nu uită, e mai mult așa un acord tacit cu ai tăi, pentru că tu trebuie să dormi la amiază la grădiniță. Și la 4 ani ai nevoie de adevărul ăsta, că bunica ta vine după tine și te ia. Dacă nici cine nu poți să ai încredere, atunci în cine? Sau o mică umilință de pe la 7 ani, când la sărbarea de Crăciun ești rugată să cânți un colin, pentru că tu vii dintr-o familie de artiști, de oameni care cântă. Cu toate că n-ai cântat niciodată în fața unui public mare, încep să cânți, rușinată, plină de emoții, cu vocea ta de copil de 7 ani. Uita, taci. Pe mine taci, tu rămâi la dansat, pentru că tu nu o să cânti oricum niciodată la mătușa ta. Și îți spui că nu o să mai cânti în viața ta. Nimeni nu facă corect. Și dacă ți se întâmplă, sunt doar niște excepții. Tu nu greșești, nu ai diverse preconcepții. Ești actor mișto, dar ai și tu un rol. Un copil chiar bun, dar mie e grasol. Găsești o timp scuze. Premiile. Că-i mai ții plăcea. Nu-i bine, lasă-o jos, nu-i bine, lasă-o jos. Tu crezi că ești special. Toți suntem, nu? E doar mintea ta. Nu-i bună, lasă-o jos, nu-i bună, lasă-o jos. Trebuie să fii creștin, așa mai toți. Și ați vrut și el masaci, pentru că așa se poartă. Dar nu lumea cu me, pe bune las-o moartă. Doar când se întâmplă, nu înseamnă că e normal. În scrimele, oroile, zbor mondial. Război că așa-și primesc. Pe bune? Pentru că așa-ți zic tot. Nu-i bine, lasă jos, nu-i bine, lasă jos. Să zicem o minciună. Bă, fi în ochi eu. Și-o zicem ochi în cor. Nu-i bune, lasă jos, nu-i bune, lasă jos. Lumea nu se bate. Și negru, paletat de gri, e la rădume. Tu alegi să vorbești toate cazuri izolate. Și vrei să faci din astea o majoritate. Dovada firei zentru, nu e generală. Citite logică, dar nu am predat în școală. Atacul la persoană e mereu la îndemână. Apelul la emoție e o tehnică pătrână. Concluzia e falsă, dar nu acest contrariu. Tu vrei să ai mereu ultimul comentariu. Autoritatea e cheia, țara în ajutor. Când tu încerci să pari, aproape de știutor. Natura și genetica sunt de partea ta. Tu ești cel mai sfere, mai catolic decât papa. Bine ați venit în lumea argumentării frauduloase, unde folosim greșeli logice sau diverse strategii de influențare pentru a ne susține opiniile. Vom parcurge o scurtă călătorie în lumea părerilor care simțim că sunt prost argumentate, dar nu știm să explicăm asta. Runda 1. Încălzirea globală. Acum 30 de ani erau minus 30 de grade. Anul ăsta au fost 4 grade în februarie. Ieri erau minus 4. Se topesc ghețarii, tu știi asta? Da, tu de unde știi? Sunt videouri pe YouTube. Da, se topesc ghețarii ăia de mii de ani. Vine vara, pleacă iarna, normal că se topesc. Ai fost tu acolo să vezi? Sunt videouri pe YouTube, nu avea extraterestre, crezi și pe alea? Folosești apelul la emoție. Urșii polari se împuținează pentru că mor de cal. Adică acolo e gheață în continuare și e mor de cal. Folosești anecdota. Motanul meu nu mai înțelege nimic despre anotimpuri. Am împălit de 4 ore. Iar la bunii, camerele de bar s-au copt în septembrie. De asta ce spui? Și te-ai gândit că e numai o decalare a anotimpurilor? S-a scurtat vara, mă. Folosește alb sau negru. Ori se scurtează vara și se face mai fric, ori se încălzește și se topesc ghețarii. Hotărăște-te! Schimbă! Folosește o întrebare cu răspuns inclus. Bă, dar pe ce planetă trăiești? Pe asta care nu se încălzește. Dar sunt o grămadă de state care iau măsuri. Bacă banii în asta, avertizează cu polarea și la tine nu se încălzește planeta. Folosește un argument greu de demonstrat. Toate statele astea au un interes, tu nu vezi? Se spală bani grei în apa aia de la Polul Nord, care de fapt nu se topește. Vor să falimenteze industria petrolului, o conspirație mondială. Dar nu vezi că nu mai ninge? Cum era pe vremuri când erau 2 metri de zăpadă? Schimbă.
Folosește apelul la natură. Iada e lungă și călinge, ce vorbești? Folosește criticarea adversarului. Eu am impresia că ți-ai spate să mă contrazici așa, doar din principiu. Nu că ai dat la tine. Acum 10-20 de ani era să bată în drum. Dar ai fost tu atent acum 20 de ani și ai văzut cât a lins. Folosește anecdota. Mi-a spus bunică. Și el știe pentru că a trăit mai mult decât mine. Da, înțeleg. Are 70 de ani. Folosește atacul la persoană. Păi, dar vezi, uite, se mai întâmplă, se mai suprapun chestii, mai uiți. Are și bunicul e la cap, asta vrei să spune, nu vezi că nu mai avem primăvară și toamnă? Nu ți se pare ciudat trecerile astea dulce de la o temperatură la alta? Folosește atacul la persoană. Tu ești nebun la cap? A fost era glaciară și s-a schimbat de la sine. Păi mine au atâția oameni că acum să facă atâta culoare. Schimbăm. Folosește apelul la autoritate. Proful meu de geogra chiar mi-a spus niște chestii. Deci nu să vorbești de încălzirea globală doar dacă ești prof de geogra. Folosește criticarea adversarului. Adevărul e că tu ești mare doctor în geografie, nu? De fapt, se înclină axa Pământului. Asta e adevărata cauză. Aici e Pământul, asta e axa, aici e Soarele. Se înclină și sunt expuse alte zone mai mult la Soare și altele mai puțin. E și încălzire și răcire la același timp. Schimbăm. Și acum intrăm pe panta alunecoasă. Păi nu mai cum era acum 2000 de ani, ne spuneau străbunicii noștri, când treceau tași Dunărea pe gheață. Dar știi tu că a ghețat Dunărea? Păi clar, s-au găsit oase de tași pe fundul Dunărea. Stai seama, mai credeau 12-13, se mai iubea gheața. E s-a găsit atât de dacă fundul Dunărea. Păi orice proștie că treceau tași Dunărea pe gheață. Ai mai văzut să ghețe Dunărea acum? Păi nici Someșul nu mai trece pe gheață, apoi Dunărea, doamne. Dar când a ghețat Someșul și Dunărea? Că eu nu mi-aduc aminte de așa ceva. Ce? Am exact când am înghețat astea două. Păi nu știu că nu fac eu acasă o listă cu anii când a înghețat Dunărea. Asta e o chestie pe care știe toată lumea, sunt fapt. Da, și oceanul are m-a înghețat. Cum să ghețe oceanul? Păi, dar cum să ghețe Dunărea? Păi dacă l-a înghețat oceanul, treceau dacă oceanul pe gheață. Și acum România ar fi fost un primăriat. Cum să ghețe oceanul de Dunărea? Runda 2. Acum vom sancționa greșelile de raționament comise de adversari. De unde vin copiii? Știi? Am auzit ceva. Am auzit că ea aduce parza din cer. Nu e adevărat, vin din modești, nu poți. Atac la persoană. Ba nu e adevărat, mie mama mi-a spus că vin de la Dumnezeu din cer și că îi aduce cu o parză. Apel la autoritate ori doi. Și mama și Dumnezeu sunt o figură autoritară. Mamele trebuie să mănânce o sămânță specială pe care tații trebuie să o găsească. Beau puțină apă în ghiță mânța aia și apoi sămânța se transformă într-un om. Schimbă. Copil inventiv. Sunt un fel de ouă mici, care plutesc prin aer, prin natură și la un moment dat ajung în burta mamelor și acolo încep să crească. Apel la natură. Eu am văzut odată o mamă care a mâncat foarte, foarte mult și așa s-a format copilul în curta ei. Anecdotă, puterea exemplului. Mie tata mi-a spus că el o ajută pe mama să facă un copil. Apel la autoritate. Și tata e o figură autoritară. Schimbă. Copil agresiv. Dar și cum ajunge tata în burta lui mama? Poate e un fel de magie, de unde știi? Ceva greu de demonstrat. Funcționează sau nu magia? Deci dacă vrei să mai fii prieten, trebuie să crezi că e așa cum zic eu, ok? Apel la emoție. Nici asta nu știi, ești un papă lapte. Apel la autoritate. Schimbă. Copil bine informat. Sperma ajunge la omul, se fecundează. După 9 luni se naște un copil. Iese din burta mamei, fi locul ăla intim și mama e dezbrăcată când face asta. Și trebuie să împingă. Cred că doare foarte tare. Runda a treia, poveste personală. Ai 7 ani și ți se spune mereu că nu ai voie acolo. Acolo nu merge niciodată niciun copil. Acolo e atât de departe încât ți-ar lua o zi să te întorci și să-l face seara. Acolo e un pod de fier care stă să cadă peste copiii care au trezit să treacă pe acolo. Acolo poți să fii furat. Nu ai voie. Dar tu știi că toți copiii merg. Toți! Pentru că ai văzut cum pleacă și se întorc. Și sunt ok. Chiar râd, glumesc și vrei să mergi și tu. Pentru că dacă nu o să zică fricoasa, papă, lapte, cățelușul mamei. Dar mama spune. Nu ai voie. Ca să ajungi acolo trebuie să traversezi strada aia mare. Trec mașini cu viteză și nu e nici trecere de pietoni, știi asta. Știi că săptămâna trecută au călcat o fetiță cu mașină? N-a fost atentă și a lovit-o. Asta vrei să pățești? Eu nu am de unde să știu dacă e adevărat sau nu.
Mama știe mai bine. Mama e autoritatea și mama poate inventa povești doar ca să mă facă să nu merg. E foarte departe și tu ești plică. Hai să te rătăcești. Săptămâna trecută s-au rătăcit doi copii și au căutat cu poliția. Mie îmi e frică și de poliție. Pe unul dintre ei nici nu l-au mai găsit. Asta vrei să pățești și tu? Toate nenorocirile se petrec recent. Chiar în urmă cu o săptămână și toate mi se vor întâmpla și mie. Dar insist. Nu-i adevărat. Cine s-a rătăcit? Toți copiii sunt aia acasă, nu s-a rătăcit nimeni. Și Maria, și Alina au mers și nu s-a rătăcit. Iar argumentul suprem? Gata. Nu mai discutăm. Podul e ruginit, stă să cadă. Și chiar dacă reușești să treci, știi foarte bine ce e pe partea cealaltă. Vrei să te fure? Ți-am spus că îi fură fete blonde cu ochi albaștri. Pentru că ei iau copii bruneți. Pentru că la 7 ani, părinții îți spun de cine să-ți fie frică. Și frica de celălalt funcționează. Pare într-o zi ieși afară și... Hai, vii! Nu mă lasă! Hai, vino, e foarte tare! N-o să pățești nimic! Și pleci. Și ajungi la strada aia mare. Și vezi că există o trecere de pietoni. Și toate mașinile opresc. Mergi pe o stradă plină de copaci, treci pe un pârâu și ajungi la pod. E un pod de fier. Dar nu e rupt. Și nu e nici ruginit. Și toată lumea trece pe el. Și dincolo de pod, e un parc. Un parc unde poți să te dai în leagăne, pe topogan, te poți juca acolo toată ziua și tu nu înțelegi de ce nu ai voie acolo! Unde ai fost? La arena, ne-am jucat cu păpușile. O micțiune nevinovată. Un neadevăr mic. Doar de data asta. Dacă părinții noștri o fac, noi de ce să nu? Am 12 ani și ascult Eminem. Mă uit la concerte, mă uit la interviuri, îi citesc biografia și îi știu toată muzica. Am posterele, am pereți plin de postere pe Eminem. Efectiv, simt că țin la Eminem. Am 13 ani și simt că e era fetelor. Ieșim în grupulețe de câte 4-5 fete, decupăm imagini de reviste ca Bravo, Cool Girl, Popcorn și ne facem teste. Află cât de bine sunt ruți. Vezi ce personalitate ești. Cât e de gelos! Sunt clasa 7-a și îmi place rap românesc. Cedric, Carbon, Specii, Nimeni Altul, Cazi Ploaie, Racu, Verita Saga. Și toți vorbesc despre droguri la modul pozitiv. Adică toți vorbesc despre iarbă la modul pozitiv. Mă șocnit For Speed și GTA. Am 13 ani, fur mașini și omor oameni. Și când mă plictisesc de astea tot, mă bag la un Counter Strike. Sunt foarte bună la asta și nimeni nu crede că sunt fată. Avem discuții despre ce a mai făcut prietena lui Mihai de la Accent. Cu cine s-a mai combinat vierme de la Animalist. Și ce face Andreea Bălan în turneu? În jocurile mele cu fratele meu, îl introducem pe Eminem. El are problemele cu soția, dar și le rezolvă cu ajutorul nostru. Noi suntem mediatorul împăcărilor. Oricum mi-am dorit mereu să fiu băiat. Cred că e mai ușor să fii băiat. Când mă uit la Counter Strike, sufăr foarte tare și am crize de nervi. Dar după ce sufăr, mă uit la Powerpuff și îmi doresc să salvez lumea. Legalizați iarba și... Nu e gata! Iarba ca simbol al luptei împotriva sistemului. Desenez frunze de cannabis pe caietul de mare. În vacanța de vară o să merg și o să-mi cumpăr haine de la magazinul ăla din centru cu bluși largi. Sfârșitul anilor 90, începutul noului mileniu. Suntem la faza la care umplem sticle cu apă și adăugăm suc la plic. Încăm toate chimicalele din lume, mai ales că s-a spart conducta cu bufuleț, cu praf de brânză. Cornă cu ciocolată. Cremă de ciocolată în formă de inimioară. Și cum e cu surprize acrișoare în mijloc. Ne-am săturat de mâncarea gătită de părinți, de pilaful sec cu legume și de fasole cu cârnați. Suntem live în 3, 2, 1... Bună seara, România! Bună seara, București! Sunt Andreea Esca, Pro TV, vă salută! Urmă să rândă 3, doar la Pro TV, unde te uiți și... Câștigi! Simplu, nu? Oare ce se pune la cale? Oare ce se pregătește? Ce să fie? Începe riști și câștigi! Când știi și câștigi, sau privești și te uiți și mai și câștigi, sau trebuie să ghicești prețul corect altfel... Cui își vrea slavă, la revedere, drum bun! Mai dăruiești și câștigi, dar doar de Crăciun,
greșile impresionate. Pentru că doar atunci trebuie să fii mai bun, fii mai personal. Bine am venit la una concurs la urmă de televizor, arată norocului! Râde-mă de poate, urte mana! Premiul special extraordinar! Să veniți să spuneți o plăcuță! Excelență de la psihata cu miracolul! Și luăm o scurtă pauză de publicitate. Cu parfumul pe zimniț care te fascinează. Descoperă prospețina afară. Prospețina afară care te inspiră. Acum și noua variantă, fructul pasiunii. Spune da albui cel mai alb, da culorilor mai intense, voia prima mai alb, mai strălucitor. Și tot atunci, unii părinții noștri, sau poate și ei voștri, devin șomeri. Multe fabrici se închid sau se privatizează și televiziunea alină suferința cu concursuri și premii. Cu super oferte, cu premii speciale, cu sună acum poți câștiga tu din fotoliul tău chiar în fața micului ecran. Trebuie doar să stai în fața micului ecran și cu siguranță vei fi următorul câștigător. Nu putem să schimbăm canalul. Stăm cu ochii vorbați la oameni care ne prezintă mocuri, bijuterii, electrocasnice și o grămadă de alte căcaturi. Acum o să cumpăr cuțitele și să mai primesc și altceva moca? Suntem atât de ușor de prostii. Nu putem concepe ideea că cineva vrea să le păcălească. Străinii vor să ne facă fericiți, străinii vor să le ofere o grămadă de cadouri. Bună seara, doamnelor și domnilor! Suntem în direct din Piața Constituției, unde vom asculta discursul domnului președinte. Trăim o noapte. Trăim o noapte neobișnuită. De mai bine de 100 de ani, omenirea se gândește la acest moment. Unii și l-au imaginat ca pe o apocalipsă, cu dezastre și moarte. Cu certitudine însă, acest hotar simbolic al calendarului, anul 2000, găsește omenirea în schimbare rapidă. Iar sensul acestei schimbări este pozitiv. Și pentru România. În aprilie, la Washington, am deținut președinția conferinței Parteneriatului pentru Pace cu NATO. În decembrie, la Helsinki, am obținut începerea negocierilor pentru aderare la Uniunea Europeană. Suntem pe cale să devenim parte efectivă a unei uniuni de state suverane și prospere. Un sentiment de siguranță justificat. La despărțirea de anul 1999, mă plin în amintirea generațiilor de români care au făcut posibil tot ce a fost bun în istoria ai cărei ani au început cu cifra 1. Cred cu tărie că ne vom ridica la înălțimea istoriei care de mâine își va boteza anii, începând cu cifra 2. La mulți ani, 2000! Urmează tele-shopping! Nu trebuie să tu ca de diete? Ți-e poftă de ceva dulce? Comanda acum o drăguță! Îți gătește ceva dulce, dar îți și topește grăsimea din pe atunci! Dacă suni acum și par acum, primești cele două tigăi, apoi viitorul preț de doar 199 de lei! Gătești, transpiri, slăbe! Acum 3 milioane de ani, în savanele primesc în Africi, a părut australopitec. Prin un om mai vesel, care și-a părăsit pe posturile din pădure și s-a mutat în savană. Acest antropoid, înalt doar de 1,5 metri, când trăia pentru bunici, în timp ce-și căuta hrana. Am revenit în platou unde suntem aderat. Ești pregătit? Da. Întrebarea pentru 1 miliard de lei. Ce autor a scris Muntele Vrăjit? A. Pascal Bruckner. B. Mark Twain. C. Thomas Mann. Sau de William Shakespeare. Ce e Thomas Mann? Răspuns final? Floyd!
Cosmin, sunt Marius Ducășou și în acest l-am invitat pe marele campion mondial, Radu. Edi, ai legătura. Bună dimineața! Vești amestecate astăzi. Fecioară. Veți primi o foarte mică sumă de bani. La prânz veți mânca doar mazăre cu cafea. După amiază s-ar putea să vă pască o mică depresie. Iar din seară veți dormi singur sau singure, ca de obicei. Te invit aici, este șansa ta. Am atâtea surprize plăcute, te așteaptă, le vei avea. Te invit aici, nu mai amâna. Visul tău cel mai tainic va fi mai real decât pot spera. Bună seara! Ei, cine avem noi aici? Alexandra. Ai un frate plecat în străinătate. Unde știți? Noi aici, la surprize, surprize, avem complici care dau informații despre foarte mulți oameni. Da, așa e. Fratele meu a plecat în America acum 20 de ani. A plecat și nu ne-a mai văzut de atunci. Ei bine! În această seară, fratele dumneavoastră se află aici. Suntem aici, în direct. Suferiți? Spuneți-le, vă rog, cât de greu vă este. Încercați, vă rog, să ne spuneți cât de tare suferiți. Vă rog, suntem în direct și telespectatorii noștri am vrut să știe cât de greu vă este momentul ăsta. Fără perdea, totul la vedere. Trădați-l dragoste, insula iubirii și nimeni nu mai ține cont de acordul părinților, de triunghiuri sau de pătrățele roșii. Ne țin pe nerăsuflate tot. Avem 12-13 ani și vrem să știm tot despre tot. Fete, femei care își etalează corpurile pe post de trofee. Asistente de modelator pe post de decor. Glume misogine, sexiste, rasiste și mult, mult emotional porn. Thank you.
Thank you for being curious on CNN, Mr. President. With pleasure. Yeah. I think, first of all, this political confrontation, the election is the fifth one after the revolution, after 15 years. So I think this, first of all, the sign of the normality, the sign of the consolidation, of the democratic evolution of our society. Concerning the general policy, internal and international, and our accession to the European Union, it will remain a common goal for all political forces. We didn't have, and we do not have, anti-European political forces. And independently of the results of the vote of the presidential elections, I am sure that we shall continue the same trend to consolidate the reforms inside the country and to assure the integration into the European Union. But what needs to be done to fix the corruption in Romania, Mr. President? Sorry. It is not a Romanian phenomenon, the corruption. It is a common phenomenon that you can see even in more developed countries with a long historical tradition of the democracy. But in our condition, when such extraordinary transformation was realized, we made a lot of steps to consolidate the democratic frame of our lives. But nevertheless, there does exist problem. The poverty is one of the problems, and also the fight against bureaucracy and against corruption. It will remain a common goal for all political forces. Thank you. Dansezi, doar pentru tine dansezi. Cu gâsurile cu oameni buni, în această seară, Cosmin și Paula vor dansa pentru Ionescu TV, care sigur ne urmărește acum din fața micului ecran. Mai este muzica. Well, it's one for the money, two for the show, three in the red, now who can go and don't shoot? Step on my blue switch, you can do anything, you can do anything, you can do anything, you can do anything. Țușcă, că care trebuie în primul rând să te împiegă șliț. Mă, dragă, nu ai stil, dar nu se vine așa, nu ai stil, nu ai nici ale. Locul 2! Trăim în România, așa se ne ocupă tot timpul. Pentru o viață sănătoasă faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Mi-ai plăcut pentru că erai nares și pentru că citeai. Nu poți schimbă dorii și oaiole, pentru că nu te speriat de un tip ca mine plin de hau și avangar. Pentru că mi-ai părut un exemplar de blonde deșteaptă, super dotată, extra stilată. Pentru că de caracter mi s-a părut că vezi și tu lumea altfel n-au știut. Că tu includi fericirea în cec. Ia așa, băi, trebuia să pus pe stol. Eu am pus pe stop acum. Cred că ar fi fost interesant dacă ai fi cântat ceva cu timbrul tău, știi? Cu accentul tău. Mie mi se pare că zis bine cu ce. Asta se simte și la noi. Mersi, mă frumos. La care mă cei. Da, de la mine astăzi e unul. Ok. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă consumați minim 2 litri de lichide în fiecare zi. Scuze, dar ăsta nu e... Ce preparat are tot aici? e rasă pe pat de față nouă. Sunt venerișoare. Aia, da! Rasă pe pat de față nouă. Deci eu cred că ăsta nu e mod de prezentare.
ați presa principală ale zilei. Publicitate. Ce spun românii? Am întrebat 100 de români care sunt cele mai proaste emisiuni. Acces direct. Publicitate. Noi nu zicem ceva și gândim altceva. Noi nu niciodată. Cu ochii în pătru. Publicitate. Noi nu judecăm după aparențe. Noi nu niciodată. Ochiul magic. Ochii din umbră. Noi nu ne credem dușmani. Noi nu niciodată. Alo, politrucii, bă mare fraților, bă și cu propagandiste, numai cu voi. Publicitate. Schimb de mame. Noi nu folosim metode de persoasiune. Noi nu niciodată. Publicitate. Cum ar putea? La măruță, etilica. Noi nu vrem să vă convingem de nimic. Noi nu niciodată. Publicitate. Bani din publicitate și creierele noastre. Mai știți jocul ăsta din copilărie în care culegem frunze din boschet și le folosim drept bani? Sunt verzi ca banii. Mă rog, ca banii aia din filme. Necesită muncă și timp ca să-i faci. Îi ordonăm frumos și chiar facem chestii cu ei. Noi, cei care știm că ăia sunt banii. Noi, cei care acceptăm că frunzele sunt banii, putem să vindem, putem să cumpărăm. Putem să vindem și să cumpărăm servicii. Lumea noastră funcționează perfect. Astăzi, jocul ăsta ar fi nerealist. Plătim din ce în ce mai puțin cu cash. Se poate mult mai simplu. O tranzacție invizibilă. O tranzacție contactless. Nimic diferit față de jocul cu frunzele din copilărie. Suntem doar copii care au evoluat puțin jocul, nimic mai mult. Și acum banii noștri sunt numele pe un ecran. Cine are numărul mai mare e mai șmecher. Dacă vrea, poate să-și scoată frunzele de la un aparat care se numește bancomat. Doar dacă vrea. Dar e mai fan jocul așa, contactless. Apropiem o bucată de plastic, de altă bucată de plastic și gata! Bam! E super tare, e super fun! La super mega, hiper gigamol! Cumpăr o gheată de piele, mărimea 42. Mi-aș fi cumpărat 41, dar nicio prea rar. Vânzătoarea îmi zice. Dar e nimic atât de doare, sunt din piele și se lasă. E super ok. Plătesc contactless, super maxim 2 luni și apoi chitele se rup. Deci au descurtit asta cu... Nu are nimic dacă te doare, sunt din piele și se lasă. Îi cumpăr blugi, contactless și vânzătoarea îmi zice. Ăștia-ți blugi din aia, ca pe vremuri. Poți să mergi cu ei și în armată. Ca pe vremuri, adică atunci când se făceau haine puține, dar bune. Și blugi aveau o țesătură atât de tare, încât dacă te atacea cineva pe stradă, îți dădeai blugii jos și îl băteai cu ei. Eu am mers de rățoi, așa că ți se tocesc pantalonul între picioare. Și oricum materialul e rumă proastă, așa că au descurtit asta cu... Ăștia-ți blugi din aia, ca pe vremuri. Poți să mergi cu ei și la armată. Suntem clienți buni, domesticiți. Cu corpurile noastre imperfecte care compromit tot ce poartă. Ne simțim super oameni mari și cumpărăm cu minți, contactless. Nu trebuie să știe nimeni că poate ce aveam pe bucata de plastic era ultimii noștri bani. Pentru că pare că avem o infinitate. Vânturi cad pe deasupra tuturor bucăților de plastic pe care le întâlnesc în cale și toate chiței fericite și încep să printeze hârtia aia, conform căreia eu am trecut pe deasupra lor bucata mea de plastic și acum am. Sunt un supererou care zboară pe deasupra orașului. Și pentru că sunt un supererou, nici nu trebuie să mă apropii ca să cumpăr. Sunt un supererou, super contactless și am un sâc pe piept. Și zbor cu bucata mea de plastic în mâna mea dreaptă și aud cum chiței POS-urile fericite în urma mea și am din ce în ce mai mult fără să dau practic nimic. Super contactless împotriva bagnotelor, meciul secolului. Super contactless și Bitcoin versus bagnota murdară și portofelul rupt. Start! La 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 la
știi noi și adevărul. Noi și adevărul. Vrem să facem, să zicem, să folosim. Nimic. Noi nu distrugem, nu mințim, nu judecăm, nu știm. Nimic. Ar trebui să faci ca noi, pentru că noi știm. Adevărul. Ar trebui să crezi ca noi, pentru că noi știm. Adevărul. Noi știm adevărul. Noi știm adevărul. Postez. Poză cu mine din copilărie. Conținutul meu e emoțional. Postez. In an open relationship. Conținutul meu este personal. Postez. O poză cu mine în avion. E a noua oară când zbor și tot mi-e frică. Plec în vacanță. Mă bucur că plec. Mă bucur că pentru o vreme nu o să mai văd pe nimeni cunoscut. E un sentiment de libertate, cred. Postez. Comisia Europeană a adoptat prima strategie la nivel european privind materialele plastice. România urmează să interzică pungile din plastic subțire. Conținutul meu e relevant. Postez. Feeling sad. Melodie. Yesterday. Love was such an easy game to play. Postez. O poză cu iubita mea. I-am dat tag. Suntem de mult timp împreună. Suntem fericiți pentru că zâmbim. Sunt sigur că o să primesc mai multe like-uri la poza asta decât la poza mea de profil. Comentez. Ha, ha, ce tare! Și eu am dat cel asta acum câteva luni și nu am primit atâtea reacții. Avem cam aceeași prieteni, nu înțeleg de ce nu primesc mai multe like-uri. Postez fotografie de la concert împreună cu prietenii mei. 30 de like-uri în 10 minute. Sigur fac cu sucă. Dau scroll. Reclame la magazine online de haine. Agenții de voiaj. Telefoane mobile. Reacționez la un meci de tenis fabulos. Bravo, Simona! Postez status. 90% dintre experiențele mele cu curierii sunt nasoale. Azi iar m-am țepuit. Pur și simplu îi detest. Eu chiar încerc să fiu un om mai bun și tolerant, dar nu se poate. Postez video. Discurs Traian Băsescu, 22 aprilie 2007, referendum. Bine ați venit să ne reîntâlnim în piața Constituției. Vă mulțumesc că v-ați sacrificat o zi de duminică pentru a ne putea manifesta încrederea în statul de drept și în democrație. Mâine Sfântul Gheorghe va da semnalul începerii campaniei pentru referendum. Oare avem de râsul balaur? Eu cred că da. Acum câteva zile, în Parlamentul României, 322 de membri au votat pentru suspendarea președintelui. Cu cei 322 de membri avem o singură problemă. Vă reprezintă ei pe dumneavoastră prin votul lor? Avem obligația să le cerem să vină la obligațiile lor. De fapt, cu ce am supărat eu acest grup de 322 de membri în Parlamentului? Traduc. Mă bucur că e duminică și că nu sunteți la lucru și că am reușit să vă aduc iar în piața Constituției. Chiar dacă nu are nicio legătură, am să apelez la sentimente religioase. E doar o dimensiune mesianică a problemei mele personale. Acum câteva zile, clubul celor 322 au conspirat împotriva mea. Nu uitați că dușmanii mei sunt și dușmanii voștri.
Sunt 322. Sunt foarte mulți și aveți obligația de a vă scăpa de ei. Am cerut ca învățământul să fie unul performant. Am greșit? N-am greșit. Am cerut ca reforma în sănătate să se facă pentru oameni. Am greșit? N-am greșit. Am avertizat guvernul când introduseze panica legată de gripa aviară. Am greșit? N-am greșit. Iată doar câteva motive pentru care la referendum votul pentru trimiterea președintelui este unul singur. Nu. Radu, am vorbit despre învățământ performant. Am vorbit despre reforma de sănătate. Am vorbit și m-am certat puțin și cu cei de la guvern, când au încercat să bage spaimă în voi că o să trăpați de gripa aviară. Am vorbit? Știți doar că am vorbit. Doar am vorbit. Nu, 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 toată lumea în cor, nu la referendum. Eu vă cer să nu vă lăsați păcăriți. Mergeți la vot și votați așa cum vă dictează conștiința. Dragii mei, eu nu vin nici ca un reprezentant al vreunui grup, nici ca reprezentant al vreunui partid. Mâine la referendum mă voi prezenta ca reprezentant al României. Traduc. Eu sunt o victimă. Eu nu fur, eu nu sunt corupt, eu sunt un martir, eu sunt Sfântul Gheorghe. Sharing a memory. 7 years ago, feeling scared. Am pierdut 10 ani pe Facebook. Postez album de familie. Poze cu mama, tata, sora, fratele, copiii, soțul, soția, bunicii. Viața mea e familia mea. Nimeni nu poate fi fericit fără asta. Postez video cu Mircea Joana, președinte pentru o noapte. Postez noapte bună, melodie. Blue moon, you saw me standing alone without a dream. In my heart, without a love of my own. Îmi place să ascult muzică la învățator. Mă liniștește. Postez video cu copiii din Siria sub dărâmături. Viața mea e un manifest. Mă dedic unor cauze. Postez articol. Un nou tabu. Copiii transexuali. Conținutul meu intrigă. Postez video. Claus Iohannis, discurs în Parlament, februarie 2017. Ordonanța de urgență 13, modificarea codurilor penale. M-aș fi adresat și guvernului. Mă scuzați. M-aș fi adresat și guvernului, dar sunt ocupați. Dar nu-i bai. La ei am fost deja. Aș fi vrut să vă vorbesc astăzi despre lucruri importante despre România. Aș fi putut să vă vorbesc despre centenar. În 2018 vom sărbători 100 de ani de când există statul român modern. Doamnelor și domnilor, pohta ce ați pohtit, grija ce ați avut-o, se vede că nu a fost și-a declarat în campanie. Nu prosperitatea poporului român a fost prioritate. Doamnelor și domnilor, v-ați plictisit deja? Ați obosit? Ghinion! Nu vă bateți joc de România! Sunt așteptări mari de la partenerii noștri internaționali. Am luptat, am legiferat și am guvernat în așa fel încât România să devină o parte puternică a NATO. Să nu-i dezamăgim. Acea imagine splendidă din Piața Victoriei cu telefoanele luminate, cred că o știți. Românii au ieșit în stradă și au readus lumina în procesul democratic.
Democrația trebuie ținută vie. Democrația trebuie apărată zi de zi. Democrația trebuie revigorată. Nu vă bate joc de România! Postez. Dacă nu mergi la protest, ești un fraier și meriți tot ce ți se întâmplă. Că de-aia se întâmplă ce se întâmplă, că tu stai în casă și nu mergi la protest. Hai, mai vine cineva? Poate avem o bere, Vizor. Dau share. Se caută donator cu grupa sanguină A2, RH negativ pentru tânăr de 24 de ani. Un gest simplu, omenesc, care poate salva o viață. Conținutul meu ajută. Postez. Life event. Am terminat facultatea. Postez. Life event. Got engaged. Postez. Life event. Got married. Postez. Life event. Am renunțat la fumat. M-am mutat în hashtag new life, hashtag new me. Urăsc schimbările. Știi cineva o chirie? Postez. Opriți campania anti-vaccin. Nu ai dreptate, îți dau bloc. Pe numele meu, treaba mea. Postez. Corectitudinea politică o să se înfunde singură. Nu. Corectitudinea politică e un rău necesar. Dacă scriu așa, e și bine și rău. Postez. Articol. 5 alimente nocive pentru organism. Postez. Citat motivațional. Poate așa funcționează. Newsfeed-ul meu e creat special pentru mine. Algoritmi care au grijă să-mi dea doar ce am nevoie. Algoritmi care mă cunosc, care știu ce-mi place. Algoritmi care îmi cunosc istoricul căutărilor. Algoritmi care îmi netezesc bula. La ce mă gândesc? Sunt conștientă că e o capcană, dar continui să o fac. Atenția mea e monetizată. Postez teaser cu mine încercând să găsesc adevărul. Conținutul meu este ironic. Postez. Cluj Oradea care va în weekendul ăsta? Trolez. Postez. Proteste pașnice în țară pe un post versus proteste violente, o nouă lovitură de stat pe alt post. Conținutul meu e critic. Postez. Teaser cu mine inventând informații clasificate. Conținutul meu promovează. Postez. Conținutul meu vinde. Postez. Conținutul meu provoacă ură. Postez. Conținutul meu e preluat. Postez. Conținutul meu e literatură. Postez. Conținutul meu e jurnalism de calitate. Postez. Conținutul meu e educativ. Postez. Conținutul meu costă. Postez. Conținutul meu se pierde. Nu postez. Nu vreau să-și fac o imagine greșită despre mine. Bulină verde. Bulină verde. Activ acum 14 ore. Bulină verde. Activ acum 8 minute. Activ acum 17 minute. Activ acum 1 minut. Sim. Când am citit scufița roșie, am aflat că a existat o fetiță care trebuia să meargă cu mâncare la bunica ei în pădure. Fetița până la drum, mergea voiasă prin pădure, cânta un cântecel și se întâlnea cu lupul. Lupul era lupul. Nu era nici diavolul, nici o posibilă frică ce avea să-și manifeste mai târziu consecințele, nici un personaj ce provoca schimbări radicale în personalitatea copriilor. Mi se părea normal să ne fie frică de lupul. Lupul este un animal sălbatic, care te poate ataca dacă este amenințat. Sau dacă e foame și n-a mai mâncat de mult carne. Sau poate pur și simplu vrea să ucidă. Vrea să-și etaleze capacitățile de prădător. Poate nu știm exact în ce lume trăim acum, dar avem impresia în fiecare zi că știm din ce în ce mai mult. Știu că putem să avem aceleași principii sau nu. Știu că fiecare trebuie să meargă la școală pentru că altfel nu ni se oferă prea multe posibilități. Știu că mama nu s-a înțeles niciodată cu tata
Și anul trecut am aflat că Scufița Roșie e o poveste nepotrivită pentru copii. Că ea poate să nască conflicte interioare și te poate băga în depresie. Știu cum ar putea să arate o lume mai bună. O lume în care... Dar e o lume. Adică o altă lume. Ne poftă din când în când de McDonald's. Ne mai uităm și la emisiuni de căcat. Uneori avem gânduri nașpa față de unii oameni. Ne mai plac și mainele de firmă. Și câteodată ne mai e frică de străini. Îi vedem ca pe oameni răi sau ca pe inamici. Și așa se nasc prejudecățile și stereotipurile. Așa se naște siguranța din bula noastră singură. Sau teoriile. Sute de mii de teorii despre cum ar trebui să fii, sau să vezi, sau ce să crezi, sau cum să vorbești, sau ce să mănânci, sau cu cine să faci sex. Sau bărbați, sau femei, sau politică, sau violuri, sau mizerie, sau prietena mea care a, prietenul meu care nu a, vecinul meu care va, președintele care nu a... Din ce țară, de pe ce continent, dacă are 45 de ani înseamnă că, dacă e francez atunci, dacă nu a terminat liceu, dacă înjură... Dacă mi-aș desena ceva pe peretele pleoapelor, e că sunt responsabilă. Sunt responsabilă. Sunt responsabilă pentru multe lucruri concrete și cu rezultate instante. Sunt responsabilă pentru sănătatea mentală a celor din jurul meu. Eu votez pentru Ministerul Empatiei. Și pentru nesiguranță. Că parcă atunci când e sigur de ceva, e cel mai simplu să fii dus de nas. Și pentru revelații, la care ajungi singur sau te ajută alții, pentru că uneori e nevoie să fii pus în dificultate. Și pentru dezbatere. E sănătoasă, e vie, e un mod de a ajunge la adevăr. Pentru oamenii care se contrazic pentru că unul a făcut o afirmație cu care celălalt nu e de acord. De a se ascultă, învață unul de la altul și bagă la cap. Pentru antinaționalism. Adică nu să nu ții cu România la fotbal. Dar să fie atent de câte ori patriotismul este un impuls către iubire și de câte ori el este unul către ură. Pentru turnul Babel. Și pentru educație sexuală și politică în școli. Să nu mai fim ținuți închiși în întunericul taburilor. Să știm să facem sex responsabil și sănătos, decât să ne lovim de boli și copii nedoriți. Să știm cum merge legea, nu să spunem că nu e treaba noastră. Și pentru educație în general. Și pentru optimism. Că doar cu speranță mai poți să miști un deget. Revoluțiile nu se fac în resemnare. O parte din noi n-am învins. Greșeala, impostura și teama. Dar e drum, mai e drum de cuprins. Până ne vom da de tot seama. Generații noi se aprind. Tinerii râd în ecranele reci. Cine va pierde timpul aiurea, sens căutând printre statusuri seci. Generații noi se aprind. Tinerii râd în ecranele reci. Cine-și va pierde timpul aiurea, sens noi nu niciodată, noi nu. Noi nu niciodată, noi nu. Noi nu niciodată, noi nu niciodată.